într-o scăciuliță. Să înceapă noaptea elfilor. Sunt la birou la Tecon. Fetele au făcut azi bradul. Și merge în sud, deja lumea a început să se adune. Noaptea elfilor. Dăm drumul la un magazin online, unde oamenii pot dona ce au ei mai bun pe acasă. Alți oameni pot cumpăra acele produse. Și banii strânși se donează unor cauze nobile. O să fie o noapte lungă. Ce facem în seara asta, Marius? Noaptea elfilor. Așa, și? Pregătim cadouri pentru copii și facem site-ul leru.ro unde lumea poate să listeze cadouri, să le vinem, să donăm bani. Super. Numai că va trebui să spunem asta în mai puține cuvinte, da. Și vorbesc cu Geo să fie pe înțelesul tuturor. Nu, am vrut să iau și așa un interviu și, la cameră. Și exersez să vorbesc la cameră și în public. Trebuie să fii aici, nu acolo. Știu, dar e greu tare. Știu. 13-15 la mor. E o bere a copilăriei. O poștești? Nu, de data asta nu. Suntem toți? O să ne organizăm puțin ca să știm fiecare ce facem. Veniți mai așa ca să ne vedem toți. Facem un semicer. Bun. Începe sau începe? Începe. Bun. Bine ați venit la Noaptea Elfilor. Bravo! Marele obiectiv al nostru este să strângem o sumă de bani pe care să o donăm anumitor proiecte prin Fundația Comunitară Galați. Astăzi este prima întâlnire și nu știu dacă o să mai fie una de amploarea asta. Scopul din seara asta este să fie un fel de hackathon, să zic așa. O să se lucreze pe de-o parte la site, pe de-o parte o să se facă produse handmade pe care o să le punem pe site și o să le vindem pentru a obține bani. Pe de altă parte, o să fac un plan de marketing pentru promovarea produselor respective pentru a le vinde și a obține banii respectivi. Încercăm să ne organizăm. Avem o echipă organizatoare aici. Marius, Oana, Geo, Gianina și mai lipsesc alte câteva persoane. Și cred că mai sunt câțiva pe aici care, adică cei care sunteți familiar cu locul ăsta, simțiți-vă ca și cum ați fi organizator, da? Și cei care nu sunteți, tot organizatori. Așa. Ne-am împărțit pe echipe. Vrem să facem ceva, adică să avem niște chestii palpabile la sfârșitul serii. O să văd aici, mi s-a blocat ăsta. Imediat. Deci. Nu știu dacă mai ești, v-ați zis, ziceți că eu zic direct astea. Până să intrăm în echipe, aș vrea eu să spun niște chestii. Deci, ideea e în felul următor. Vrem să strângem cât mai multe produse de la cât mai multe persoane, să le vindem pe leru.ro. Da? Am fost astăzi la fancurier, am discutat cu ei, am rezolvat problema logistică, putem face livrări fără probleme, am trimis chiar un mail, poate facem livrările și gratis, nu doar fără probleme, că ar fi super. Pe de altă parte am vorbit cu cei de la Eu plătesc.ro, să putem face și plăți cu cardul și donații cu cardul și ideea e să strângem 1000 de cadouri, nu? Ne-am gândit noi, pe leru.ro, da? Și din astea 1000 de cadouri să strângem măcar 20.000 de euro. Mi este teamă să zic, sunt alipiozul mai mare. Ideea este că nu o să fie doar produse handmade, fiecare și-a mai adus de acasă. De exemplu, am adus tastatura asta de Counter-Strike pentru iubitorii de shootere pe care o să o pun pe
la vânzare și mai toată lumea poate a adus câte ceva. O să avem un regulament la care o să lucreze Georgiana și cu Marius. O să facem o listă de produse pe care o să le acceptăm pe site, o să fie niște reguli, gen cât de deteriorate să fie, cât de... din anumite categorii nu acceptăm produse perisabile, nu acceptăm... alimente, nu se încadrează. Și nici îmbrăcăminte, pentru că e un pic mai dificil la îmbrăcăminte și atunci mai rămân decorațiunile și nu numai, dar o să vorbim despre asta la momentul potrivit. Și mai sunt, o să mai fie câteva reguli de genul ăsta. De exemplu, dacă aveți de vândut un șifonier, nu o să-l aducem aici. O să fie pe site listate toate chestiile astea, o să fie un formular pe care fiecare, adică vă zic chestia asta ca să puteți să le dați și voi mai departe să vorbiți în, în grupurile voastre. Vor fi și pe site și este mai în seara asta vom avea 150-200 de produse pe care trebuie să le punem pe site efectiv. Dar dacă tot trebuie să facem treaba, hai să vedem și echipele. Bun, da. Și echipele sunt? Bun, deci, echipele se fac în funcție de ceea ce vreți voi și unde credeți că ați avea cel mai mare aport în seara asta. Și avem așa, o echipă de artizani, adică... cei care vor făuri cu mâințile lor, decorațiuni și nu numai pentru leru.ro, pe care urmează să le donăm. Și avem specialiști chiar aici, cu experiență în handmade-uri. Și vă prezentăm specialistul de la atelierul de dar. Și doamna Gina Popa, am cer scuze, doamna Gina, că nu v-am menționat. Deci doi specialiști, da? Da. Al site-ului leru.ro, cred că vom avea banneri și slideri, nu? Cu produse handmade. Va fi chiar o categorie, nu? Da, o să fie o categorie foarte mare cu produse handmade. Mm-hmm. Adică ne bazăm pe ele. Vrem ca ulterior să contactăm și alți, cum se numesc? Donatori. Donatori, artizani, da? Care să doneze astfel de produse. Să fie vor fi menționați pe site, vor fi... O să facem ceva foarte frumos, o să vedeți. Cred că s-a blocat asta din nou. Cred că ar trebui să vorbim mai repede. Da. Așadar, una peste alta, cine vrea să fie artizan, mâna sus! Bună, doi, trei! Toată lumea! Echipa de artizan o să fie organizată și administrată de Ioana, colega noastră de aici. Adică ea o să vă ajute cu tot ce aveți voi nevoie și o să vă ajute puțin să vă și organizați. Noi am propus inițial ca toată treaba să se întâmple în camera asta mare, pentru că este cea mai mare, cel mai mult loc, mai golim niște birouri dacă vreți. Dacă nu vreți, putem să le și împărțim. Acolo, în mijloc, în spate, acolo sunt și două mese puse față în față, puteți să vă împărțiți pe echipe dacă... Nu cred că o să ai toată lumea loc acolo, de asta zic. Da, e doar o idee, puteți să vă organizați cum vreți, să folosiți spațiul. Da. Când doriți, numai să nu stricați laptopurile și ce... Nici să nu le vindeți. Da, nu sunt cadouri, deci nu puteți să... Așa, bun, deci asta pentru artizanți. Să fiți conștienți că o să vă face poze, pozele se vor pune și pe site, cu acordul vostru. Nu o să vi-l cerem, dar... Odată ce ați intrat pe ușă, v-ați dat acordul. Ați bifat când ați intrat. Și o stăm și după filmare treabă. Bun. A doua echipă este echipa care o să se ocupe de site. Echipa care o să se ocupe de site, adică cine vrea să lucreze la dezvoltarea magazinului online, a site-ului de prezentare a proiectului și ce înseamnă partea de adăugare de produse și gestiunea lor în site, o să se întâmple în camera din capăt acolo, unde o să amenajăm, o să fie o cameră puțin mai liniștită, în care să putem să lucrăm în ordine și acolo o să lucrați direct cu mine. Și o să ne organizăm astfel încât să avem totul gata maxim până în 12, adică nu, după 12 dăm năvala în frigiderul de bere de la Martens pe care îl avem acolo. Bine, moții! Mai rău? Nu. Încă un lucru de menționat aici, în echipa aceasta va intra odată gașca de dev, așa o numim noi, cei care dezvoltă propriu zis magazinul online. Vom avea nevoie și de persoane care fac texte pentru descrierea produselor.
vom avea nevoie și de fotografi care fac poze de produs și o să facem și un flow împreună cu Bogdan, astfel încât să fim organizați, că așa suntem, nu? Elf organizați, da? Toată lumea? Da. Ori tot tu ai amenajat camera de poze aici, da? Da. Tot ce e gata în camera aia, pe bine, col, o să facem un flow, adică nu să ne vărească toate produsele acolo, trebuie să le facem pozele. Să le inventariem. O să vedem acolo, o să fie mai complicat. Bun. Pe de altă parte, zi de așa, mai avem partea de marketing, care o să se întâmple acolo la birouri, am înțeles, în zona respectivă. O să se fac, deci planul nostru este ca undeva pe 20 decembrie luna asta, adică peste două săptămâni, cumva să încheiem campania, să... Nu vrem să muncim de Crăciun, asta da, e sigur. Clar. Așa, și am vrea ca în seara asta, dacă tot ne-am strâns aici atâtea minți luminate, să stabilim un plan de social media, de marketing pentru următoarele două săptămâni, cine ce o să facă și toate cele. Așa, mai avem partea de logistică, nu, Geo? Așa mai puțin. Că nu înțeleg. Logistici? Întrebare. La sfârșit, întrebări de mult. Partea de logistică implică, de fapt, partea de regulament, cea pe care am menționat-o și Marius mai devreme, și aici veți discuta cu mine. Vom face aici, în birou mare, o mini-gașcă care se va ocupa de tot ce înseamnă regulamentul campaniei, cum vom face atunci când primim donațiile, să le primim într-un stil foarte ok și pentru toată lumea, cum vom proceda atunci când cineva va dori să cumpere chiar de la sediul nostru un anumit produs și vom sta aici în birou. E cineva care vrea să fie în partea asta de logistică? Ia să vedem. Poc, 1, 2, 3. Ideea este că noi am creat conceptul ăsta într-un număr limitat de persoane, adică suntem cam de 10 ori mai mulți astăzi aici și sunt sigur că ați putea veni și cu alte idei. Eu știu modul prin care să îmbunătățim chestia asta. Adică chiar dacă nu vreți să faceți parte din departamentul ăsta, veniți la Geo și zice, Geo, m-am gândit că... Nu, vă spun eu care sunt provocările. Avem nevoie de locații unde exact să se poată lăsa produsele. Avem nevoie de persoane care să gestioneze suportul când cineva sună și vrea să lase un produs, la ce oră să vină să-l lase, da? Avem nevoie de suport telefonic când cineva vrea să comande și așa mai departe. Cred că asta e chestia care înseamnă logistică. Vom vorbi, cred că, cu cei de la Autonom și poate cu cei de la Van Curier să și livrăm asta. Eu mă gândeam la un moment dat că ar fi super mișto să livreze chiar un Moș Crăciun, dar deja sunt prea creativ. Cine știe, poate atragem și un Moș Crăciun mai da, da. Dar Moș Crăciun e tot pe logistică. Da. Altceva mai ai zis? Nu cred, da. Aia avem, da, toaletele sunt... da. Și apă și toate cele de mâncat și așa le găsiți pe hol. Îi avem alături de noi astăzi pe Frontera, nu? Cu gustările de pe masă de aici, de partea dreaptă. Martens, care ne-a dat un frigider de bere. Old Time, de la care vom primi pizza puțin mai târziu, că el trebuie să și mănânce, nu? Și hangiul priceput ne ajută și ei cu platouri reci la fel. Niște gustări, adică nu vă așteptați acum să... Nu e un corcușor tăiat în lapte și așa, dar cu siguranță nu vom muri de foame până când termină. Na, ideea e că avem o singură condiție la toate astea, să facem o treabă extraordinară și adică let's do it, nu? Și cât mai multe postări pe Facebook și cât mai multe hashtag ce? Leru. Hashtag Leru. Hashtag Leru și hashtag Noaptea Elfilor. Uh-huh. Deci da? Care sunt hashtag-urile? Leru și Noaptea Elfilor. Și Leru e Leru. Și Hrușcă. Și Leru. Și cred că putem să ne apucăm de treabă. Aș vrea ca în următoarele 5 minute să ne organizăm, adică ați auzit echipele, să ne împărțim pe căprării și să ne apucăm de treabă.
poți să fii Moș Crăciun de două ori. Odată cât te implici într-o cauză și odată îl faci pe prietenul tău sau prietenii tăi să se implici în acea cauză. E dublu avantaj. Un fel de tu alegi ce fel de Moș Crăciun ești anul ăsta? Ești unul care donează sau unul care face donații cumpărând cadourile donate? După aia să punem accent pe organizatori și pe sponsori. O să avem... Mai avem pagini. Gen, deci o să v-am zis că o să fie pagina în care o să explicăm cu oamenii donează chestii. Apoi banii strânși se donează, în care o să prezentăm cele două cauze pe care noi le promovăm. Nu, mamă. A, asta trebuie să-l punem pe site? Da! A, păi dă-mă să-l pun pe site-ul! Elfie a luat o pauză și stau la masă. Ce mâncați acum? Nu știu, mai ești teren. Ce ești teren? După cum se observă, după... Asta e emoții, nici nu trebuie să mă uilăm. Lacta a fugit. Te cred. Pizza de la... Vine, mă! All time. Pizza de la All Time. Și niște plată oașe, frumos. Asta la piață aici. Poate să-ți mărturisesc. În camera tehnică e liniște, ca de obicei. Numai că acum nu e nimeni. Toată lumea este la masă. Ce ați lucrat până acum? Ce am lucrat? Uh-huh. Operă de artă modernă. Mai exact? Un produs, să zic denumirile care apare pe, deci, Teddy Bronze, cumpărați, garanție, frumusețe, artă modernă, 20 milioane de dolari valorează peste 5 ani. Așa, și acum cât costă? 2 milioane. Știu prețele pe care dar le-am cumpărat deja, nu vă bați chiar. Și... Bă, tu cumperi tot? Și mai am și făcut eu un cumpăr. Stai că sunt două produse. Deci Teddy Bronze, Teddy Bronze. Și brăduțul bronz. Ce nu se pun? Ba da, ba da! Și brăduțul bronz. Am vopsit conul. Ce-ai făcut, mă? Am vopsit conul. Am înțeles că ai rupt un con. Super! Îmi dau o părere. Eu nu mi-am dat cu paga. Ia, Marci, îmi dau cu părere. Alegi două logo. Întoarce bine. Logo-uri, dar logo-uri n-am ales eu. Moții, hai că tu ești. Arată cu unii cu deși cu el. Paul. Să alegem. Alegi. Paul a votat și el unul. Unul punem la mine. Eu n-am ales pe ăsta. Unul. Deci unul colorat. Deci tu unul. 5 și unul colorat. Unul colorat. 5 și unul. Și m-a dat să mă adresez. E verde? Gata, am ales logo. Vedem care câștigă. Am făcut poze la câte produse, mă, băieți? La 25. Am inventariat momentan 25 de produse. Mai sunt foarte multe în camera de dincolo. Mulți lucrează la produse handmade pe care le vom poza și le vom pune pe site. Să mergem și la echipa tehnică, a cei care lucrează la site. Șurel, aici echipa tehnică. Hai să creier un cinse. Ia zice să mă băieți, e 12:30. Suntem în grafic. În care grafic? Doar 25 de minute am întârziat. Așa. Și mai târziem alte. Păi când poate să cumperi lumea de pe site? Cam 4 minute.
Gogu testează, chiar acum. Am făcut deja prima comandă. Da? Tot da. În regulă. A plătit cu cardul. Asta nu. Ziceți-mă, când o să fie gata? Luni? Mâine? De seară? Cred că nu știu când seara asta e gata. Da, da, e. Facem acum importul de produse. Da, blană. Acum avem doar câteva știți. Stai să dăm un produs care chiar... Adidas și ăștia de fotbal, la 355. Ah, da. Colegiul este cu meu, băi. Da? Păi nu o să fii văzut? 185 de lei? Wow, nu, cred. Eu îl scoatem dacă nu mai vrei să-l dai. Da. Voi acolo ce faceți? Da, eu știu. Site. Normal, toată lumea face site aici. Moa, asta. Dar ce parte din site faceți? Partea de WordPress. Ah, chiar că... jumii-jumă. Da, e jumii-jumă. Frontul e... Nu, stai așa, ăla de prezentare WordPress, nu? Mm-hmm. Și șocul e presta. Mm-hmm. 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 Păi, ți-i să-ți spun de aici. Toarnă niște premii, stinge. Zbârnim mouse aici al unui. Da, mă, băieții încă lucrează la site. Și fac treabă bună. Și fetele, să nu facem discriminări. O să fie site-ul gata, cred că cel târziu luni să puteți comanda direct de pe site. Și... Da. Nu, o să fie și ramburi, și plată cu cardul, transport cu fan curier. Dacă aveți și produse de donat, nu ezitați să ne contactați, să veniți să le aduceți, noi le pozăm, le punem pe site. Dacă aveți ceva de pus la vânzare. Banii, nu uitați, vor merge către cauze nobile. Ia zi, elfule, care e status? Deci statusul este în felul următor, suntem aproape gata cu site-ul. Așa. Cel mai probabil, nu cred că cel mai probabil, sigur luni se vor putea cumpăra produsele de pe site. Pentru că vă invităm pe leru.ro. Este o gamă foarte variată de produse. Sunt foarte multe produse handmade. Leru! Și toți banii pe care vom strânge de pe urma vânzării produselor se vor duce către scopuri caritabile. Mm-hmm. Multe produse vor putea fi ridicate și de la sediul Tecon, da. Fiind produse fragile, produse handmade care sunt mai dificil de transportat. Și da. Nu uitați să donați. Oricum, la cât de entuziasmat am văzut lumea pe aici, pare că toate produsele care s-au făcut astăzi le cumpărăm tot, nu? Așa că grăbiți-vă dacă vreți să. Da, deci nu aveam pozat primul produs care mi-a picat în mână și deja s-a vândut. Era o mașinuță și era un copil pe aici și s-a vândut deja. Da, păi lumea poate să mai doneze, nu? Da. Noi așteptăm produse. Se pot dona și produse, dar și servicii. Adică dacă te ocupi cu ceva și vrei să donezi un, nu știu, un pachet, un masaj, uh-huh. E ceva, acel lucru pe care tu îl faci, noi îl putem pune pe site, astfel te promovezi și tu, iar noi strângem mai mulți bani. Exact. Și vreau să mai zic o chestie, dar am uitat. Se pot dona și bani, pur și simplu bani. Pe site o să fie prezentate cele două cauze, dacă nu vrei neapărat să iei un produs, poți să donezi pur și simplu bani. O să fie un produs nenat customizabil, donezi cât vrei sau produse... Da, ceva de genul. Ok. Deci trebuie doar să vrei să donezi. Bun. Păi ne vedem pe leru.ro.